Dragii mei, invitata din această seară la Vorba lui Jorge este o femeie extraordinar de frumoasă, este mămică, este o businesswoman, este, cred că, una dintre cele mai de succes influențărițe din România și nu numai, și internațional. Are o carieră spectaculoasă și este cea mai, cea mai bună prietenă a unei colege de la Survivor. Este vorba de Carmen Grebinisian, prietena ei cea mai bună. Alina Ceușan, bine ai venit la Vorba lui Jorge! Bine te-am găsit, mulțumesc mult de invitație, mă bucur să fiu aici și te aștept să începem. Cum e, Alina Ceușan, influencerița? Pentru că sunt foarte multe persoane care blamează mm -hmm. această titulatură, da. Da. influencer, se râde pe tema asta, da. unii fac foarte mulți bani și alții doar comentează. Cum, cum te simți ca influenceriță? Noi facem parte din aia care fac foarte mulți bani, <laughs> mă simt <laughs> foarte bine. Uh, mi se pare că... La, la un anumit nivel, noi ne-am născut odată cu această meserie, adică, sau, mă rog, meseria s-a născut odată cu, cu apariția noastră pe piață. E momentul în care am început, în 2012, erau doar câteva astfel de bloguri, câteva astfel de persoane. Faptul că noi folosim acum acest termen de influencer cu conotație negativă, e doar așa o găselniță pe piață pe care na lumea. În orice meserie vei găsi oameni care să vină să comenteze și să găsească diverse apelative sau așa mai departe. Prefer uh, ideea de creator de conținut. Mi se pare mult mai uh, uh, bine structurată. Oamenii se uită, de obicei în pijamale, pe telefon și comentează, pentru că altceva mai bună au de făcut. Îți bei cafea cu Raul dimineața? Nu, el nu bea cafea. Nu bea cafea? Eu îmi beau cu Roc dimineața. Îți da. bei cafea cu Roc exact, și da. Roc stă pe tabletă sau și el pe internet? Sau... Să știi că eu lucrând foarte mult pe telefon și fiind tot timpul pe telefon, pe laptop, lucrând foarte și foarte mult de acasă, i-am dat all access, tocmai pentru a nu a dezvolta această curiozitate, de ce tot faceți voi. Și de mic i-am explicat, mami Mommy, is working on the phone, I'm working on the laptop, chiar chit că tu crezi că nu înțelege, dar el înțelege, înțelege foarte multe. multe. Și în momentul de față nu vrea. Adică chiar m-a surprins de multe ori când care îl întreba, vrei să te uiți la blipi? E un blipi, nu știu dacă îl știi, pe YouTube, la care se uită toți copiii, în fine, cu ceva cu Mute construcții. Asta. E super pasionat de mașini de construcții, de așa. Și cea nu, nu vreau. Știi ce? Era un gen. Mă bucur foarte tare. Adică mănâncă fără telefon, fără tabletă. Pe avion, dacă mergem mă iau niște cuburi, face activități. Ai timp și de rog. Nu e... Păi cum să nu am? Adică e, e prioritatea numărul unu până la urmă. Crezi că e important de să... Expunem copiii de mici așa la social media sau e bine să-i ferim? Cum, cum crezi? Cred că, adică, cu expusul la ecrane și așa, mi se pare că curiozitatea lor va scădea pe măsură ce tu îi dai. Adică, se rog cel puțin la noi așa, a fost aplictisit un doi de partea asta de a vedea. Mi se pare că cu cât mai mult e tableta și așa, cu atât mai mult va vrea. Tu, dacă îi dai, zici, da, mă, uite ce e, te explici, îi spui despre ce vorbai. vorba, de a sta pe tabletă, din nou, e vorba de pă, YouTube Kids și alte variante, adică care sunt friendly și de unde are și ceva de învățat și faptul că noi am făcut un cont de social media a fost pur și simplu o, o, o alegere personală a noastră, bineînțeles, fiecare face ce vrea. Sunt două direcții. Nu vrei să-l postezi? Îl postezi. La noi oricum, oricât ai fi încercat, copilul e acolo, e cu noi peste tot. Adică a fost cu noi de la festivaluri, la shooting-uri, la peste tot. Nu, nu îmi doresc să am viața asta în care ascund copilul, ascund fața, pun... Eu nu sunt genul. Dacă alții sunt, da, I'm not judging that. Adică e ok și e așa. Dar ce ai face dacă mea? mâine se taie, uite, că se vorbește că se taie TikTok-ul, da. dacă s-ar tăia internetul așa dintr-o Ulti, ultimul care se taie este TikTok-ul, deci nu. Uh, internetul nu dispare. Știu că această întrebare este o întrebare așa foarte curioasă pe care toată lumea face ce faci mai dacă dispare internetul? Fraților știu foarte multe lucruri să fac. Deci, ce știi să faci, nu Alina? E. Ia. Nu e o problemă. Dacă ar fi așa, mă, ce, ce ți-ar plăcea? Da. Dacă dacă n-ar avea internet, nu știu, trei luni de zile, avea internet. Ce ai face? Deci, aceast... În primul rând că internetul nu dispare. Întrebarea asta e pusă cumva către o altă direcție. Eu Dacă nu văd... ți-ar fi fost dat să fii, să faci influență ce ai fi făcut tu altceva? Cu siguranță aș fi fost ai, în zona comunicarea, după cum vezi, e unul dintre punctele mele forte. Voi pe unde mergeți mai și plătiți sau promovați în continuu și mergeți și călătoriți în familie peste tot? Orhei, eu cu mare drag vreau să plătesc, dar de ce mai multe ori nu sunt lăsată să plătesc. Pentru că ce viață asta hai. e, da, asta e adevărul. Lăsăm tipsuri peste tot, cadouri. Asta e adevărul că Uh, serviciile, adică dacă tu mergi la agenție să-ți iei acest serviciu de marketing, de multe ori costă mult mai mult decât ar costa, nu știu, Normal, o ocazare o sau, sau orice altceva. Weekend undeva. Nu e cazul peste tot, pentru că lumea știe, până la urmă, că se fac bani în online și că din asta câștigăm bani, dar ar trebui să știe la fiecare postare ce sponsor și ce nu. Că așa se mai cer lucrurile și înțelege lumea că nu orice e plătit cu mii de euro, nu orice este o reclamă. Adică tu, dacă ești uh, brandul de căni care a trimis căinile aici, te bucuri că Jorge te-a postat pe Instagram, nu? Da, corect. Te bucuri foarte tare și e sărbătoare în birou și poate mai pușcați și un o vineri că a și ceva mișto și e bine pe marketing. Dar dacă tu ești un om care pur și simplu e consumatorul care se uită și zice a, păi da, că l-a plătit, iară face Jorge, Man, iară nu știu ce, că uite ce ușor fac ăștia bani, că nu știu ce. De care baricade ești? Și care-i treaba până la urmă? Vreți să fiți influenceri? Vă invit. Let's do it. I mean, it's not that simple. ți ce, ce mai multe ori cu idei să fac te pun, nu pe tine vorba vine, te pun pe tine privitorul care comentezi să faci un story de 30 de secunde și să-mi spui o informație de pe acest brief care l-avem aici pe masă. Can you do it? Time is money. That's all. Dar sărutul cu Cristina e cum a fost? Oh, well... Foarte frumos, l-am mai repetat fost... pe la Nuba Pe unde ne-am întâlnit prin club Avem o relație mai... foarte apropiată Te-ai sărutat de mai multe ori cu Cristina Ih? Da, dar nu mi se pare așa de... M-am sărutat și cu Carmen, adică nu mi se pare O chestie atât de... Mi se pare că e vorba De o iubire platonică De prietenie It's not... French I mean... kiss sau normal? Nu <laughs> French kiss sau normal? <laughs> a, fost, a fost un pupic normal La toată a fost lumea un pupic. Ah, Ok, a fost un pupic Da. No. Am citit că v-a sărutat și de aia mă uitam. Da, zic, bine, presa, ai min. Mean. Am zis să te întreb, na, că da? Că erau mulți bărbați care se uită la podcastul ăsta, care erau curioși. Da. Salutare! Deci, da. salutul cu Cristina Iha a fost așa de prietenie, iubire platonică și. Ei, a fost și o chestie de campanie, să ai acolo, dar. Uh, nu, nu vreau să comentez prea mult treaba asta, nu, nu ne-am dorit să scandalizăm sau să facem cine știe ce. A fost o campanie pe care am gândit-o: Love is Love. Noi cu brandul nostru întotdeauna am uh, susținut comunitatea okay. LGBTQ și mi se pare, adică am angajați în firmă și așa mai departe și mi se pare absolut normal. Am, sub, am susținut. Uh, foarte multe proiecte din zona asta cu, cu retro future și nu, nu cred că a fost cazul ca lumea să se scandalizeze în așa hal. Mai degrabă aș fi așteptat uh, o reacție, dar oricum n-ai cum să-i mulțumești pe toți, asta e clar și 100%. la Încercam uh, mai bine ar fi, s-ar fi gândit să spună gen, ok, uh, e bine că se vorbește despre asta, știi? Și că se normalizează. Ok, că s-a văzut din partea că sunt două tipe hetero care fac asta, ok, But you don't know my past. Și care e să tău? I'm just saying. Nu, nu e o e pe care acolo, vreau să o discut, încă... doar ziceam pur și simplu că lumea vine și zice a, da, e o chestie de, de show. Nu e de show, hai să nu judecăm. Pentru că mi se pare că, din nou, lucrurile vin cu două tăișuri, știi? Adică, dacă tu ești în zona gay sau cum vrei să o numești, fă treaba asta. să de pe stradă dacă vrei. Just do it, I mean. Deci sunt tot niște limite pe care tu ți le impui până la urmă, nu? Spuneai că n-ai putea să treci peste infidelitate. Da. Mi se pare normal că într-o relație în care există căsătorii, promisiuni, respect, dragoste, să nu existe astfel de lucruri, de infidelități. Le-am avut cu toții până la o anumită vârstă, sunt normale, sunt niște mici jocuri, să zic așa, dar care la un moment dat nu-și mai au sens în momentul în care îți găsești un partener de viață de la care ai așteptări. Ai zis mai devreme, you don't know my past. La ce te referai? <laughs> nu, ziceam pur și simplu că chestia asta legată de relații cu fete sau băieți, nu mi se pare că ar trebui să fie tratată atât de uh, intens cum e. Poate că dacă am fost cu o fată și n-am vrut să vorbesc despre asta, n-ar trebui să vină toată lumea să-mi sară în cap ca și cum că de ce te-ai sărutat cu Cristina aici. Ok, dar dacă vreau, ai fost într-o relație cu o fată? Dacă îmi ai fost într-o relație cu o fată? Nu, am fost într-o relație cu o fată. Zic pur și simplu că eu am mai sărutat și alte fete și n am văzut să fie o problemă în asta. Înțelegi? Adică dacă e ceva cu ce pot ajuta în zona asta, să mi se spună, că cu mare drag pot să ajut. Nici o problemă. Dacă pot folosi vocea într-o direcție sau în alta. Vreau să văd ce ai în geantă. vreau să văd ce ai în geantă. Ce are Alina Ceușan în geantă, vreau să văd. Deci astăzi, deci astăzi e o situație mai complicată, pentru că Așa. am venit, cu, am venit fără bagaj de cale de la Cluj Așa. și am tot felul de lucruri în geantă. Gen toate cosmeticele, okay. toate, tot ce mi-am luat cu mine. Dar poți să să-ți arăt dacă vrei. Da? ce ai în geantă. Știu că, na, o să-mi scrie oamenii, lăsați în comentarii. Jorge, nu-i frumos o rogi, o doamnă. <laughs> e un sutien. Un sutien. Acesta este un prototip de la Infused. L-am adus să-l probeze uh, cineva de la Retro Future. Este un prototip pe care lucrăm. Din culorile podcastului, fie da. Exact. În, uh... Să vedem. Vitamine okay. și minerale, fără de care nu putem trăi. Căștile, ți-am zis că sunt căștile. căștile. Da. Ok, nu, dar mi s-a părut interesant că ai început cu sutienă, asta a fost tare. Pentru că mi-a ocupat și mai mult spațiu din geantă și a trebuit să-l scot și să fac. Ce-ai dat azi ziua în ba... Asta, un sutien. Un sutien și a scos O pudră de la Huda Beauty. Așa. Păi m-ați întrebat, vă arăt acum. Da. BB Cream de la Nuo. Da. Nelipsit. Pentru asta asta cred că e nelipsit. Highlighter de la, de la Selena Gomez. Vă pupăm, Rare, Rare Beauty. Blașul de la Kylie, care este foarte nepotrivit arătați după Selena Gomez, având okay. în vedere scandalul lor da. din online. Toate lucrurile Credeți-mă că știu și eu de scandalul ăsta, că mi-a spus Ilinca. Eu n-am citit mai nimic, despre el. Huda Beauty, iarăși, concealer. Așa. Rimel. Rimel. Periuță de dinți. Pudră. Periuță de dinți. De sprâncene. Păi n că am venit... Ai, am la... înțeles că fără... Dar nu e de obicei... Uh... Periuța de dinți și suflet. Hai că zic ce am în geantă. Așa. Eu. Am așa. carduri în geantă. Da? De la Bete toate cardurile. Am uh, vitamine de obicei am cu mine, ca așa. Am uh, buletinul că trebuie să-l am cu mine, cheia de la mașină, un lip gloss sau lip oil mai, mai uh, degrabă, că acum îmi place toată zona asta de lip oil. mi se pare super hidratant și mișto. Uite, am ratat, am lăsat acolo un produs. adu cu Ce? Uh, de... și... ce ăla l uitat acolo. Asta e un lip gloss. Ce da, asta e un lip, stain. Ah, un lip stain. E un fel de... Scrația. E ca un vin, așa, și ți-l pui pe buze și îți pătează buzele și îți rezistă foarte bine toată ziua. Îți face buzele roșii. Și îl poți, rău... poți, folosi și pe obraj, dacă vrei. Fetele știu. Bun, și cam asta, asta e necesarul, strictul necesar pe care l-am eu în geantă. Wow, ai o listă destul de lungă. Nu ăsta de... pe care l-ați văzut voi acum, atenție, despre cel despre care vorbeam. Cardurile, vitaminele, cheia de la mașină, lipgloss. Da. Ai vorbit foarte deschis despre... Da, sunt foarte multe domnișoare care probabil mm -hmm. ar avea nevoie de îndrumare din partea ta. Ai vorbit deschis despre operații estetice uh, și aș vrea să ne spui așa pentru cei care ne urmăresc da. sau cele care ne urmăresc, la ce tip de intervenții ai apelat și mm -hmm. cam ce recomanzi? Um... Prima intervenție pe care am făcut-o a fost cea de rinoplastie, a fost uh, un complex pe care mi-am l -am dorit să-l mi rezolv și mi se pare că ar trebui să faci treaba asta în momentul în care simți că vrei tu și să nu întrebi prea multe păreri stânga-dreapta, cum ți se pare, ce părere aici așa mai departe. Uh, am făcut un întreg episod de YouTube în care am vorbit despre toată această de experiența uh, intervenției a rinoplastiei. E o intervenție destul de simplă. Dar dureroasă? Uh, nu, 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 nu. Nu e dureroasă absolut deloc. Adică, um, convalescența, perioada asta de după, se simte cumva ca o răceală. Simte așa fața că îți e așa... da, da, arăți foarte prost. Spre deosebire de sânii, unde arăți foarte bine și te, doare, te doare tot, nici deci că te-a lovit trenul. Da, la uh, operația de rinoplastie într-adevăr, ești umflat, ești boxat, cu ochii, sângerii, cu vânătăi, cu așa mai departe. Este o uh, vindecare mult mai lentă, așa, de până la un an, dar tot așa prima lună, cred că este mai uh, crucială. Uh, intervenția de augmentare mamară, implanturi de sân, sau, mă rog, așa, ăsta e termenul. Um, asta a venit uh, după ce am încheiat și perioada de alăptare cu rog și așa mai departe. N-a fost ceva ce aveam un plan, dar după alăptare și așa mi-am dezvoltat și așa o asimetrie și am zis, ok, hai să încercăm să reparăm treaba asta. Am mers la Elena Martin, o, știa, o, aveam pe listă, că am zis, dacă o dată e să merg la augmentare uh, argumentarea mai mare, clar merg la aia, pentru că mi-a plăcut foarte mult rezultatele ei. Așa că am mers așa cu ochii închiși, la fel și la nas cu Fodor din Cluj, care mi se pare cel mai bun pe treaba asta. Uh, și în rest uh, alte intervenții Elena, din astea, bom. da. Nu a fost ceva uh, cu, fără de care nu puteam trăi. Dar din nou mi se pare că majoritatea femeilor ar face genul ăsta de intervenție, dar nu au curajul sau e foarte mult stigma asta de uh, că e fake sau că de ce vrei să ți spui că gen nu te iubești, nu e vorba că nu te iubești nu sunt un tip materialist și nu o spun asta cu o mândrie, o spun pentru că o spun descriptiv despre mine, nu mă pasionează, nu sunt atras de neapărat de lucrurile scumpe, îmi plac lucrurile frumoase. Eram un copil exmatriculat în clasa 12 pe care nu putea să facă nimic în viață, adică profesorii toți împotriva mea că nu, lasă ce faci tu acolo, tu vină la școală și învață și fizică și mergi la olimpiade și faci așa, toți mă dădeau la o parte, mă arătau cu degetul, arăta rău de din afară. Eram și exmatriculat, când spui deja de un copil că matriculat, a, sigur, e problematic, e așa. Nu era problematic. Nu o să ajungă nimic în viață. Da, păi numai asta îmi răsuna în creier, că toți îmi spuneau că... Mă rog. Și de din afară înțeleg că părea destul de... Riscant, da. E. Nasoală situația și... Nu erau de acord cu treaba asta. Ei ziceau că hai că mai refaci anul și nu știu ce. Deci revine băiatul. Și am zis, nu există varianta asta. Atunci sunt un rebut al societății. Când stau să refac un an, când eu eram olimpic la informatică, ce fac? Stau să repet la clasa 12 -a, că munceam. Nu, că tot toți să muncesc în continuare. Tot nu o să termin clasa aia 12 a 12-a care, care o fie Ce sfaturi ai pentru un antreprenor să zicem, uite, e cineva care se uite la noi și are 10.000 de euro. Ce să-și investească banii ăștia? Uh... Vorbim de cine? De oameni care vor să fie antreprenori, care au aspirații antreprenoriale și vor să da, și, și. folosească și 10.000 de euro ca să... Da, ca să-i dubleze, să-i facă un 10% profit, nu știu, 20, 30. 10% profit, investește în stocks și bani la bursă și ești ok. Dacă vrei să faci avere din aia 10.000 de euro, îi investești în tine. Pentru că 10.000 de euro ca investiție nu poți să te apuci nici de imobiliare, nu o să te apuci nici de construi nu știu ce, dacă bagi aia 10.000 de euro în tine, ca pe niște cunoștințe. Eu am început tot ce am făcut cu zero, nu cu 10.000 de euro, n-am avut nimic, nu mi-au dat mei, eram un puști, un copil care mai târziu, a, mai târziu a ajuns să-și întrețină el părinții, deci n-am plecat cu ceva, deci pot zic din propria experiență că dacă bagi banii ai în tine, acum nu mă refer doar la cursuri, Există atâtea resurse și atâtea modalități de a căpăta cunoștințe de orice fel în ziua de azi. Cursurile pot fi una din ele, uite, dacă vrei să investești o parte din ăștia 10.000, uh, niște cursuri bine selectate și alese. De abilitățile tale, da, evident. Da, exact. Uh, dar uite, și dacă folosești 10 10.000 de euro ca să-ți iei 2-3 uh, luni liber de la muncă și să te ocupi doar de, uite, de a învăța o abilitate nouă sau de a-ți perfecționa o abilitate pe care o ai. Dar ai fost vreodată în depresie? eu am vorbit mai de mult, am spus că eu nu cred în depresie și asta și mi-au sărit toți oamenii în cap că nu există. Băi, Sebastiane, ce aberrezi, ce... Evident că există depresia clinică și depresia diagnosticată într-un cadru medical bine controlat, dar sunt împotriva ideii astea că am început cu toții să ne autodiagnosticăm depresivi sau adhd sau mai știu eu ce. Uh, și nu cred că e benefic în sensul că bă, dacă te declar depresiv, ce induce starea aia de... Și am avut, am văzut oameni în jurul meu care, bă, erau de, de, depre, deprimați, nu depresiv mai degrabă, erau deprimați pentru că își repetau treaba asta. Ah, oh, ce deprimați sunt, ce nașpa merge. E și un mod de a gândi o abordare. Dacă ești genul negativist care privește totul alb-negru și nu vede fericire nimic, dar și aia știi de unde pleacă? Pleacă fix de la lipsa balan balanței astea între fericire și sacrificiu. Dacă te bucurai, învăța să te bucuri din lucrurile mici, din lucrurile simple. Ia o pauză, frate, de la mâncat, două zile. Pe păi când mănânci să vezi ce bucurie, ce doză de fericire ai. Fă sport zilnic până te puize și ajungi noaptea în pade, nu mai poți să miști un picior la doua zi de febră. Ia să vezi ce fericit ești când poți să te miști sau să mergi. Cât din ceea ce e pe internet e informare și dezinformare? Bun cred tot. că suntem abia la început în tot ce înseamnă dezinformare și tot. Adică gândește, uite-te la buneltele astea ce scapabile. Ai văzut poza asta cu Papa Francisc? Da. îmbrăcată în toate... Eu n-am, pe mine m-a fraierit, am nici n-am bănuit măcar că ar fi generat de vreo inteligență artificială. Și e doar începutul, adică o să trebuiască să regândim cu totul modul în care interpretăm informația. Din start, tot o să treacă prin filtrul, bă, e adevărat sau nu e? Nu ca acum că te gândești că, bă, o fi fake news sau nu o fi, dar totuși, te că a postat-o, nu știu care, site de presă. Cred că totul de acum o să plece de la premisa că, bă, dacă e creat, asta s-ar putea exact să nu Să fie de artificial intelligence. Ne, și asta e o viață destul de stresantă. Cred că ar trebui să ne lipsim foarte, foarte rapid de știri. Știrile astea, dacă deschizi într-o zi televizorul și te uiți la știri. Chiar am făcut treaba asta, înainte să plec la Survivor, am deschis într-o zi, eu n-am televizor acasă, cu cablu. Și am deschis într-o zi, am uitat, eram undeva și m-am uitat la, la știri. Păi și-au început. Un copil din județul Bihor a fost călcat de așa și următor. O femeie din comuna Covazna a fost lovită de mână și Păi zic una după alta așa te încarcă cu negativismul ăla și probleme. Dumnezeu să ierte, îmi pare rău că se întâmplă catastrofe în lume, dar asta se întâmplă la ordinea zilei. Mă ajută pe mine cu ceva să previn, să... Știi și îmi dau seama că sunt oameni care asta consumă zilnic, genul ăla de negativism și informație toxică până la urmă, că e toxic pentru creier să le expui zilnic la cine s-a mai aruncat în fața căi ferate și ce catastrofă catastrofa unde a mai luat foc. Mi se pare că viața e cel mai cel mai dar pe care am fi putut să-l primim vreodată și încerc să, să mi-aduc aminte de treaba asta mereu când mă vait, de nu știu, că... Pf, ce supărare e de asta stupidă, mai am zilnic, că m-a nu știu care, că e trafic, că plouă, că e urât, că nu știu ce. Ce să mi-aduc aminte cât de norocoși suntem în primul rând că suntem sănătoși. Cred că și în primul rând că avem viață, că suntem în viață, că nu, nu știu, trăim din perspectiva unei cane, că nu suntem ceva altă energie pe lumea asta. Și încerc, pentru mine viața e darul ăsta de care încerc să mă bucur la maxim. Dar nu ți-ai dorit celebritate? Bă, nu mi-am dorit niciodată bani, celebritate, lucrurile astea nu au fost în mintea mea vreodată. Și acum, cum îți spuneam, uite, de anxietatea asta la început, urăsc faptul că mă cunoaște lumea, de-aia mă simt așa bine, poate când merg în America, doar ce am venit acum din Los Angeles, am stat o lună, păi, altfel pe stradă pentru că nu mă știe lumea. Mă bucur de fiecare loc, de tot ce văd, pentru că nu mă recunoaște nimeni, sunt eu așa, e că urăsc treaba asta și prefera dacă aș putea să, dintr-o dată, să nu mă știe nimeni, ar fi super. Întrebările lui Jorge cu Sebastian Dobrincu. Răspunde cu da sau nu. Dacă îți golim conturile acum și rămâi cu 1000 de dolari, te descurci să faci bani la loc? Lejer. Ai fugit vreodată de acasă? Da. Crezi că ești un model de urmat? Da. Ești următorul Bill Gates? Nu. No. Ai planuri să intri în politică? Niciodată. Este adevărat că plătiți ju jumătate Jovan Ota, și Ioana Ignat? Niciodată. <laughs> este adevărat că ai avut și datorii la stat? Niciodată. Ai o firmă în parteneria cu Marius Moga? Da. Ai de gând să faci contract prenupțial? Probabil. Te-au schimbat banii? E fratele tău mai deștept decât tine? Clar. Ok. <laughs> <laughs> no. Cum e la concerte cu Ioan? Uh, e super. Uh, îi știu tot repertoriu pe din afară. Uneori îmi fac backing vocals de prin spate. Îmi mai cânt octava de jos la piese. Urci cu ea uh, pe scenă? Da, mai urci cu ea pe scenă. Mai cântăm împreună. Uh, ea are și un proiect acum foarte mișto cu băieții de la DJ Project. Urmează da. să meargă în uh, foarte multe concerte anul ăsta. Și o las pe ea să fie artista în casă. E, su oh, e, su e, su e suficient un, un artist, artist în da. casă asta. Că deja Toată lumea zice asta. E suficient a, un artist asta în zic familie. Asta zic cu doi. Lasă așa să fiu ăla mai cerebral. Că... Sunt în casă. Deci, practic, <laughs> tu te vezi cu ea mulți ani de acum încolo. Uh, păi în casă, că în casă stăm. <laughs> Te-ai gândit că este femeia cu care vrei să-ți vezi tot restul vieții? Păi dacă nu mă gândeam, asta n-aș fi stat cu ea, îți dai seama. Dar uh, toate lucrurile sunt pas cu pas. Sunt convins că ne descoperim pe zi ce trece din ce în ce mai bine. Că Luăm, evident, întrebarea asta la ordinea zilei și ne întrebăm, și eu cred că lucrurile merg într-o direcție foarte frumoasă. Și, și să vă timpul... bucurați cât mai mult timp împreună de acum încolo? Doamne, când... ajută și eventual vedem toată viața, cum cum vrea, cum vrem noi până la urmă, cât de noi ține și cum ne înțelegem. Deci nu e adevărat că plătiți jumătate juma nota de plată, că așa am auzit prin oraș, că tu ah, nu mă, prea le plătești, Dar unde mergi tu, asta e întrebat. <laughs> așa am auzit că nu prea nu, le plăteai e... fetelor. Nota ai de prost, ai auzit prost. Da? E, e pe eticheta ta de bărbat, până la urmă. Dacă te scoate o femeie la masă, mândria ta care mai e, până la urmă. Dacă tu o inviți și trebuie să scoată Banul să plătească. Nu, uite, mint, uite, mai plătești și așa că nu am niciodată cash la mine. Eu nu am cred că de 7-8 ani mai car chestii, că n-am niciodată și ala să bag și și aproape de fiecare dată. Deci, uite, s-ar putea să împărțim de fapt nota dacă stai să te Nu împărțim, dar contribuie și ea de fiecare dată aproape. Po păi ce mă gândeam că. Aici, e destul la mintea, de la mintea cocoșului să nu-ți ții toți banii într-o bancă. Câte milioane ai mutat în JP Morgan? Multe, foarte multe. Multe, de tot, 10? multe n-ar fi să țină atâtea într-o singură bancă. Peste 10? Peste 10 milioane. N-ar fi trebuit să țin banii într-o singură bancă. Adică e o educație financiară la mintea prostului, pe care mi-era rușine mie că am ajuns în situația în care, bă, să fie posibil să-mi pierd toți banii aia într-un cont bancar pentru că nu i-am diversificat mai devreme. Când aveam posibilitatea, că am conturi la 4-5 bănci, nu era ca și cum... Nu aveam alte variante, dar nu e ceva la care m-am gândit, uite, niște, dacă am știu un pic de noțiune de educație financiară încă din, dar practică, nu educație financiară de aia de, din cărți pe care n-a ajuns să o folosești niciodată. Să știi ce înseamnă să-ți pregătești taxele, să-ți ții contabilitatea, să ai uh, bonuri la tot ce... Adică lucrurile astea pe care societatea oricum te obligă să le faci, dar trebuie să înveți pe cont propriu și dacă n-ai pe cineva în familie să te învețe sau apropiat, trebuie să descoperi singur, probabil într-un mod neplăcut. Și ar fi util uite, să avem în școli treaba asta, o educație financiară practică, să te învețe ce înseamnă responsabilitatea de a deschide un cont bancar, care sunt consecințele de a ține toți banii într-un singur cont bancar și de a nu le împărți în multe alte, ce înseamnă să o Mendenanța, bancă... retragere, cât exact. comision de... Dacă ții si, banii lichizi, că nu aveam nici banii toți lichizi, aveam investiții în banca aia în tot felul, a trebuit să vând bonzurile pe care le mai aveam, să le lichidez ca să pot să le mut. Adică niște... Asta voiam să întreb tu, adică ai aveai investiții. da, în să, banca care te... nu că țineai bani într-o bancă, ca asta era următoarea da, de dar de erau, banca erau luate ei. prin bancă, adică cumva erau în bancă. Hai să zicem că nu-ți mai aduce aminte niște parole. Mi-aduc aminte și parole. Hai să zicem asta, dreaptă, că dacă mor, dacă dau colțul mâine... Bine, uh, mă, hai să zic mai... Am, am uh, oameni informați la bănci unde am conturi, nu la toate, acum nu știu cum s-ar întâmpla cu fiecare cont, dar la conturile mele principale am oameni care sunt uh, moștenitori, adăugați ca moștenitori acolo unde le-a revenit lor uh, uh, tot ce e în cont și informațiile și acces la conturi și tot. Observ un fenomen, că mai stau din când în când pe TikTok, sau rar că nu mă atrage așa mult comedia aia, dar pe observa un fenomen în care apar foarte mulți exista și înainte, era Tony Robbins, era, era mai nou Gary V și uh, self-help gurus de genul care îți vând succesul așa pe tavă, el îl am aici, îl vrei? Uite, trebuie să-mi dai doar 1000 de euro și ți-l dau. Știi? Și dincolo de uh, pagubele financiare, că na, le nu, vezi ca țepe? Nu vreau să îi cataloghez, dar uh, setează în primul rând așteptările greșite, așteptarea că succesul poate fi cumpărat dintr-un curs sau dintr-un așa, știi, care pentru mine sună atât de razna ideea asta că ai crede, dar am dat seama că mulți cred treaba asta, pentru că dacă le arăți o dovadă în față, le spui că uite, eu sunt milionar, dacă vrei să fii ca mine, cumpără cursul meu și știu ce. Înțeleg de ce s-ar vinde, gen parcă te convinge, că uite, ți-arăt, am mașini, am uh, haine scumpe, am... Uh, și femei, știi? Dar în același timp mă, mă întristează așa tare că vin de ideea asta de succes cumpărabil, de lipsă de efort, că totul poate să vină ușor, doar pentru suma modică de 1000 de euro, 500 de euro, de nu știu ce. Și poate dacă ne urmăresc niște tineri care sunt în... în în situația asta în care, nu știu, poate sunt furați de mirajul ăsta al succesului comparabil în astfel de cursuri, de, nu vreau să zic că sepe sau nu sunt eu în măsură să judec, să critic, dar uh, am văzut multe chestii foarte lipsite de morală în, uh, în TikTok-urile astea pe care le-am văzut, adică ce vindeau oamenii aia, că vrei să fii ca mine, deschizi o agenție de nu știu ce, nu știu exact ce agenții vând sau ce, ce care metoda prin care te îmbogățești, știu de faza cu Forex, că mulți știu că vindeau cursuri de Forex, că, investești la bursă și faci... Amă, lasă-mă, nici Warren Buffett nu-ți face bani aia la bursă, cum pro promiteau băieții ăștia, dar uh, ideea asta că se poate vinde o cale bătută către a face bani către așa, niciun om care are bani nu o să-ți vândă ție cursuri de făcut bani, niciodată. Și aș vrea să creadă cu toată tăria oamenii care poate au dubii vis-a-vis -vis de asta, dar vă asigur că niciun om care are bani nu o să-ți vândă cursuri de făcut bani, decât dacă e... Tony Robbins și ăsta e business lui, gen asta e motivația lui, asta e, are o misiune mai mare decât el, dar. ca așa argumentează și ăștia. am văzut exemplu cum argumentează de ce fac eu asta, când eu deja am succesul ăsta. Păi uite-te cum sunt oameni precum Tony Robbins care încă ajută, care nu știu așa, gen pozează în omul comunit, altruist, da, exact, că vrea să facă bine, că nu știu ce. Bă, zic că nu se pupă, gen nu. Și nu... dacă vreți părerea mea, nu cădeți în mirajul ăsta bine lucrat al banilor făcuți ușor sau a succesului, căpătați o abilitate, încercați să fiți cât mai bun la un singur lucru, la o specializare și de acolo dacă vrei să faci mulți bani, cea mai ușoară metodă e să începi o afacere pe cont propriu, să o scalezi. Ai cea mai ușoară variantă de a face bani, nu cursuri și agenții și forex și mai știu eu ce. Dacă n-ai stabilitate acasă, cum te duci tu și îți faci treaba când, oh, stai că m-a certat și cu asta și bătăi de cap și trebuie să mă întorc acasă, să mă cert și faci ură dacă muncesc mai mult. Na, e nu doar pentru un antreprenor, cred că pentru o viață fericită în general ai nevoie de un partener care să te susțină și să fie reciprocă treaba asta, nu doar poți să aștepți susținere și tu în schimb dai, n-am timp, n-am cum, n-am chef, n-am așa, dar evident e foarte important faptul că, uite, iubita mea, de exemplu, mă susține în ceea ce fac e destul de, destul de, înțelegătoare atunci când am mai multă treabă și trebuie să petrec mai mult timp și poate neglijez timpul cu ea. Cred foarte tare că nu o să mai există războaie de alea. Ce a fost acum în Ucraina, da, e o revanșă mai veche de, aveau ei de luat, dar cred că războaiele adevărate deja se întâmplă și sunt războaie de informații. Sunt, dacă vorbim de războaie violente, o să fie războaie chimice, nici de cum să mergem cu săbii, cu pistoale pe străzi. Vorbim de un război mai mare, nu o datorie ce avea acum Rusia să își plătească. Și cred că asta o să fie, dacă ar fi, Doamne ferește, un război la scară mare. Nu cred că ar fi din nou cu puști și tancuri pe străzi. Și vedem războaie de informații, uite-te la alegerile din America. Să vin acum alegerile, stai să vezi război acum cu inteligența asta artificială, ce a fost cu Trump, cu dezinformarea, Pff, pistol cu apă. Stai să vezi acum ce capacități au băieții. Cum, cum simți din America? Ce... Deci, cred că toți au așteptarea că o să fie... că adică nu știu toți, că eu când zic toți am bula mea în care mă învăr. nu știu cine sunt toți. Că am mai călătorit prin America și am văzut ce înseamnă de fapt toți. Că e ca și cum te duci la țară în România, e fix sentiment. Uh, că adică mulți sunt foarte detașați de subiect nu știu ce se întâmplă, nu înțeleg, nu, nici nu vor să înțeleagă, ei ce le dă da, aia consum aia cred, știi uh, mașini de votat la capitolul ăsta. Vă știi care e meseria cea mai comună în lume? Șofer de tir, n-ai fi zis e cea mai comună da, meserie și pare. pentru că Volvo deja lucrează de 10 ani la... și nu doar Volvo sunt mulți implicați pe partea de trucking care pot să locuiască cea mai cunoscută, cea mai populară meserie ce o să se cu oamenii? Că nu au neapărat, puține au alte abilități. Da, nu o să se mai îndrepte către jobul ăla. să că nu o să se îndrepte. Cum o să ia parte la societate? Cum o să contribuie? Cum o să se întrețină în condițiile în care le iei pâinea de la gură, practic? Adică o să... Și e foarte greu să asuma, ca părinte să-ți îndrum copilul următorii 10-20 de ani. Păi e greu pentru tine să te decizi pe ce să te acum, profesional, ca să nu te înlocuiască la un moment dat. Dar să-i da, Să-ți ghidezi se un gând. copil pe următorii decenii. Trebuie să de te ce. gândești și la ei. Adică e și responsabilitatea asta. Ok, poți să te gândești la asta mamă că o să vadă ei ce o să facă peste 20 da, de ani. Varianta dar e așa. optimistă de lăsătoare. <laughs> da, e dificil. Uite, dacă aș fi în postura asta acum și mie mi-ar fi greu. Ar trebui -o să mă gândesc. Vă mulțumesc foarte mult că Eu ai mulțumesc. fost aici. Dragilor, vă mulțumesc încă o dată că sunteți aici la Vorba lui Jorge pe YouTube puteți să dați share, like, coment, așa cum, cum, vă place și să recomandați mai departe podcasturile mele. Vă îmbrățișez cu drag și capul sus, nasul jos. Vă pup.